frig. Deci nu mai pot tremur toată. Ana Mocanu plângea de mama focului anul trecut, după primul implant de silicoane. Ei, dar anul acesta lucrurile au stat cu totul altfel. Asistenta păcătoasă a prins gustul operațiilor estetice și a ajuns iarăși în Turcia pentru o nouă intervenție. Ana Mocanu a făcut senzație de cum a pășit pe tărâmul turcesc. Ce faci? Măi, turcale-s frumoși pe aici. Am mai agățat vreo doi până. Aici e Turcie. Aici trebuie să acoperim, aici că nu e, chiar nu e ok. Ana a fost așteptată în Turcia de sora ei, Gabriela, care își făcuse deja operația de remodelare a nasului. Așa o să fiu și eu. Mamă! Nu te uita că așa o să fiu și tu. Da? Sunt foarte obosită, n-am dormit, dar e tot în regulă. Nu plânge Ana. Ana n-a prea avut emoții înainte de intervenția chirurgicală. Cu zâmbetul pe buze s-a lăsat consultată de medicul anestezist. Ba, a făcut și glume cu specialistul. Spune că inima este curată. Da, e și inima spicată. Și cu ce vă spălați la inima? Cu o sticlă de vodka. Gata cu glumele. A sosit timpul ca Ana Mocanu să se opereze. Da, să mă întorc eu cu un nas mic. Vă pup și vă iubesc. Și noi. Faceți-vă viața. Două ore. Atât a durat operația de rinoplastie a Anei Mocanu. După operație, starea i s-a schimbat. Mă ustură rău de tot, nu mai pot. Dar să nu știu că plâng. E normal că te-a trebuit. Panica i-a fost ștearsă cu un calmant. A doua zi era aproape perfectă. Nici nu zicea că a fost operată. Iar când medicul i-a arătat poza cu nasul imediat după operație... Nasul meu? Aoleu, ce frumos e! Era mult mai lung la micuț? Da, păi știu că era lung. Eu de asta sufeream. Cine ai vorbit azi noapte pe la 3 dimineața așa? Cu toată lumea vorbeam. Cu Daniela. Cu Crunduța vorbeam. Ei, și dacă tot se simțea bine, Ana a ieșit și la plimbare. Sunt cam bușită rău de tot astăzi, nu? Sunt, nu? Dragoste mi-a zis să fac mai lent, ai văzut ce mi-a zis? Hacat direct din prima, nici nu m-a operat. A știut el ce a știut. Iar de pe Bosfor, direct în bazar. Crudu, cu cine asta? Sora și tatu. Sora și tatu. L-ai cunoscut? Da. E ce-a cumpărat Daniela? Diamant. Are bani Daniela? Da. Daniela sau tatăl? Cine are bani? Daniela sau tatăl? Cine Daniela, cred. De la distracție, înapoi la clinică. Ana și-a făcut control la sân. Să nu dai nici să nu stai nasul, Ana. Închideți-o, ok? Closure, cu ustură, dacă not painful? This is alcohol? E alcohol. I like alcohol. Și prima impresie, după ce și-a scos bandajul. Mamă, da!